Exact aici sunteți în comunitate și foarte bine faceți invitata ediției de astăzi. Este Oana Babagianu, consilier la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării. Oana, mulțumesc că ești la București FM. Bună ziua, mulțumesc Ioana pentru invitație. Este o adevărată plăcere să fiu aici. Ne ascultați pe 98,3, așa cum știți, sau online pe bucureștefm.ro și vedeți live pe pagina de Facebook București FM. Spuneam puțin mai devreme în introducere că o să vedem dacă vorbim despre scenarii SF sau vorbim despre realitate atunci când pomenim de România viitorului și de soluții inteligente și de un viitor bun pentru tineri și de tot felul de lucruri pe care Teoretic ne place să le auzim, ne place să vorbim despre ele, dar în practică suntem mai sceptici. E, acum vedem dacă facem ușor, ușor tranziția de la teorie către practică. Asta pentru că ieri a avut loc uh, un forum, un forum care exact așa s-a numit România viitorului, organizat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în parteneriat cu Universitatea Politehnică București. Un mare eveniment uh, unde s-au întâmplat lucruri interesante. Ce anume a fost și ce și-a dorit să fie acest forum, Oana? Mulțumesc. Evenimentul România viitorului a fost la prima ediție și sperăm că vor fi multe alte ediții în viitor. Am, acest eveniment și-a propus să reunească reprezentanții mediului privat cu reprezentanții ai Institutelor Naționale de Cercetare și Dezvoltare, cât și cu mediul universitar. Ni se întâmplă foarte des la minister ca oameni de la institute să ne spună nu știm ce ar vrea firmele private, în ce ar vrea firmele private să investească, și de cealaltă parte firmele private spun nu știm ce se mai cercetează ca să alocăm uh, diferite fonduri. De și atunci, tot... că n-am fi toți parte din aceeași țară și din aceeași societate. Da, însă comunicarea uneori trebuie facilitată și cred că prin acest eveniment am reușit și sau cel puțin am deschis drumurile către o comunicare mai bună între uh, mediul privat și ncd din România, care multe dintre ele fac niște lucruri extraordinare. Propriu să ați adus și ați spus la aceeași masă actorii principali uh, ai inovării, să spunem. Uh, Studenți, cercetători și companii private, nu? Da, de as... entități care trebuie să colaboreze de fapt. De asemenea a fost și Banca Mondială în parteneriat cu noi cât și Comisia Europeană, au și de asemenea ADR Nord-Est, prin, prin programul lor de startup. Am fost cu toții acolo, le-am pus la masă și am încercat să deschidem drumurile către uh, punerea în lumina cercetării românești. O de când așteptăm momentul acesta? Știi, sintagma cel mai des folosită este cenușărea sa când se vorbește de cercetarea românească. Da, din păcate, din păcate, dar încercăm și avem toată bunăvoința și dorința de a schimba acest lucru și de a le da cercetătorilor români mai mult suport, lumină, atenție sau tot ceea ce noi putem oferi, și mai ales cercetătorii români care sunt în străinătate să aibă un motiv să se întoarcă acasă și să-și folosească capacitatea în România și pentru România. Îndrăzneți punctul pe care vi l-ați propus acesta, cu întoarcerea minților mari care mm. au plecat în străinătate. Da. Înțeleg că ar fi un moment de cotitură, de fapt, pentru cercetarea românească, acest forum care s-a întâmplat ieri la București. Da, îl putem numi moment de cotitură pentru că este momentul în care Dorim să schimbăm și să facem lucrurile mai bine, să, să le dăm cercetătorilor ce este a lor, pentru că fără cercetare nu putem avea rezultate bune în viitor. Viitorul, cum știți foarte bine, este mult mai aproape decât ne închipuim, și cercetarea poate aduce un plus foarte mare în economia românească. Că la acest moment, cercetarea românească aduce un plus, dar destul de mic, îl aduce mai mare în străinătate. Și ar fi minunat dacă aceste rezultate ale cercetării cu ajutorul mediului de stat, guvernamental, pot împreună putem face să rămână aici și să aducă un plus în, în economie. De fapt, marea problemă în cercetare de ani, de zile, de zeci de ani este aceea subfinanțării. Exact. Exact. Și de asemenea mai este și uh, ideea că la acest moment, cum spunea și domnul ministru ieri în, în, în discursul dânsului. Uh, la acest moment oferim finanțare în mod egal, uh, nu pe meritocrație. Și atunci sunt proiecte, cercetători, institute care fac lucruri mult mai importante și au nevoie de o finanțare mult mai mare și altele fără pierde din vedere sau de a le oferi uh, suport, au nevoie de o finanțare mai mică. Și atunci încercăm să oferim această finanțare și să atragem mai ales fonduri de afară, de la Comisia Europeană, prin ajutorul Băncii Mondiale, să atragem uh, finanțatori și proiecte diferite pentru, pentru cercetare. Foarte important care este reacția și poziția Băncii Mondiale, dar și a companiilor private în această chestiune, că de aici trebuie să vină bănuiesc fondurile. Da, Banca Mondială își dorește foarte mult și au lucrat la două rapoarte uh, minunate despre, despre ecosistemul acesta, despre crearea unui ecosistem în, în România. Și uh, firmele private își doresc, au venit în număr foarte mare la eveniment, își doresc să facă parte, își doresc să poată aduce în plus, își doresc să investească, dar, exact cum am spus și mai devreme, trebuie să investească în ceea ce este nevoie, că știți cum este și cu investițiile. Trebuie să le faci cu cap și să le faci în, pentru un rezultat, pentru viitorul, uh, viitorul economiei și al firmei și al țării, bineînțeles. Apropo de lucrurile care trebuie făcute cu cap, am citit un articol semnat de domnul ministru în care vorbea despre cinci pași pentru viitorul României și spunea acolo că trebuie să învățăm să ne alegem inteligent meseriile. Trebuie să învățăm să creștem specialiști. Pe domenii unde nu e plin de specialiști în toată lumea. Să găsim și bă, nișele, acolo unde pot crește și se pot dezvolta. Și mă gândeam că și asta este un, un lucru foarte important. Da, este într-adevăr. Alegerea meseriei este un lucru foarte important și. Cel mai important lucru, dacă îmi permis, este că avem resursă umană în România, avem minți strălucite, avem oameni deștepți, dacă și putem ghida spre meserile lor, spre cercetare, prin, uh, prin diferite evenimente, cum a fost acesta de ieri România viitorului, prin informație, prin suport, cu siguranță își pot alege uh, mai mulți tineri meserie în cercetare și în alte domenii care lipsesc în, uh, în România. Sună foarte bine uh, când spui avem uh, oameni deștepți, avem inteligențe. Uh, toată, toată povestea este să nu lăsăm inteligența asta să se scurgă peste hotare și să se stabilească undeva în lumea largă, unde să facă performanță, unde să facă lucruri extraordinare, ci chiar dacă se duc să învețe, poate să se întoarcă aici. Da. Uh, asta este și ideea, după cum uh, ți-am uh, ți spus la început, și eu m-am întors după 15 ani în România și îmi doresc ca. Cât mai mulți români să se întoarcă, nu este încă cadrul perfect, dar lucrăm la asta și putem, și dacă renunțăm la sintagma că nu se poate sau nu se vrea și ne adunăm o mână de oameni încet, încet, suntem deja că nu, care pot schimba ceva pe partea aceasta, cu siguranță vom crea un cadru perfect pentru toate mințile strălucite care sunt în străinătate, cum și sunt multe. Credeți-mă că am, am întâlnit foarte mulți în parcursul meu în străinătate de români puternici și deștepți în diferite instituții sau firme și nici n-aș fi zis la început că întregul departament sau divizie este condusă de un român. Deci se poate, că se asta, poate. Este, asta se poate. este concluzia. Că se, poate, da. se poate, și pentru că ai pomenit de experiența ta, tu însă -ți faci parte din România viitorului, pentru că acești 15 ani au fost la Londra, la Madrid... Și la Geneva. Și la, la Geneva. Iată, trei da, da. puncte foarte importante ale lumii. Un tânăr antreprenor român care a reușit să pună pe picioare trei, patru afaceri. Cinci, patru <laughs> dintre ele am făcut exit, le-am vândut și una încă o am. <laughs> Mulțumesc, da. Deci, iarăși, ideea este că se poate. Se poate, se poate și mai ales dacă vrem să ajutăm țara. A, 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 oamenii de aici, cât putem, în limit, în tot timpul, spun, este foarte ușor să stai pe canapea în sufragerie sau la masă și deci a, ce, ce știu să facă, ce pot. Înțeleg, dar dacă aducem aportul nostru, cât de mic, infim sau major, depinde de fiecare persoană, putem face lucrurile să funcționeze. Atât Atât cât ne permite și timpul, și situația, și familia, dar să încercăm să ne punem umăr lângă umăr pentru viitorul României. Știți, dragi ascultători de București FM, Oana Babagianu, invitata noastră de astăzi, este exact acea persoană despre care se vorbește în atâtea situații. Acel tânăr specialist român... Educat și specializat în Europa Occidentală, care se întoarce acasă dornic să facă ceva în România, să schimbe, să construiască, să îmbunătățească, să vină cu expertiza și cu experiența. Pe care să o pună aici, în slujba vieții de aici, din România. Și atunci poate că ar fi bine să spunem mai puțin, hai că nu se poate și nu merge nimic, și chiar să încercăm. Cum spuneai tu, la început poate mai puțin, și încet, încet poate crește numărul. Exact, exact. Eu sunt de părere că cu cât suntem mai mulți care vedem partea plină a paharului și nu cea goală, cu atât putem reuși mai multe lucruri. Și România are un potențial uh, uriaș. Îl are din toate punctele de vedere, de la resursă resursa umană, la oameni, uh, scuzați-mă, la facilități, putem, suntem în Europa, avem avem tot ce ne trebuie, trebuie doar să punem uh, piesele puzzle-ului împreună și să creăm un puzzle perfect. Hai să ne întoarcem puțin la forumul de ieri, la România Viitorului, care înțeleg că nu a fost doar o întâlnire pe tărâmul ideilor. A fost și o secțiune demo importantă acolo. Au fost standuri la care s-au prezentat, practic, proiecte. Da, au fost 74 de standuri în total de la ncd uri firme private, startup-uri prin cei de la ADR Nordest, Banca Mondială, a avut un stand și universități. Fiecare dintre ei au și au prezentat atât rezultate ale cercetării, proiecte viitoare ale cercetării, startup-urile au arătat ce își doresc să facă și cum pot cum ar putea obține finanțare pentru a crește, că și aceasta este o problemă la acest moment în România. Mor foarte multe startup-uri încep și nu mai ajung la maturitate. Atunci Trebuie să. Pentru că n-a fost ideea viabilă de la început sau pentru că uh, se pierd pe parcurs, nu mai primesc finanțare mai departe? De ce? Uh, primul și... Nu pentru că foarte multe idei bune mor, asta este părerea mea. Pentru că cadrul legislativ nu este de așa natură încât un startup să fie susținut, să fie uh, împins mai departe și oferită. Uh, a oferit ajutor în ceea ce fac și de la ADR Nord prin uh, Digi Radio la scuzați-mă la Piatra Neamț au un hub acolo pentru startup-uri și este minunat adică o, vin mentori din toată lumea le oferă uh, ajutor și ce pot face pentru startup-urile acestea ca să reușească și să ajungă la maturitate? Mă gândesc că ideile care se dovedesc ca fi foarte bune și care bă, au potențial de a fi implementate în practică, n-ar trebui lăsate să se risipească pe drum, că e păcat. Da, asta e ideea, să găsim. O soluție în care ideile bune să fie puse în valoare și să ajungă startup-ul la maturitate și să aducă un plus în economia românească. Asta e cel mai important. Plusul vine în economia românească, în primul rând. Nu se mai duce în afară. Startup-ul, uh, o să vă dau exemplul meu, firma pe care am vrut să o încep acum 5 ani de zile în România, am fost nevoită să o fac la Londra pentru că. Cadrul legislativ este total diferit din punct de vedere al taxelor, al ajutorului la început, scutiri de taxe, pe -și fel de lucruri care m-au ajutat mult mai mult acolo decât m-ar fi ajutat aici. Și îmi doresc să nu se mai întâmple asta, și voi face tot ce-mi stă în putință, partea mea, cât e ea de mică să reușească cât mai multe startup-uri în România. Am văzut acest fenomen la fața locului în Marea Britanie, cât de mult erau ajutați cei care vreau să-și înceapă o afacere proprie, cât de multe facilități le erau puse la dispoziție, astfel încât nu mai aproape, numai să nu vrei și nu puteai exact. să îți transformi în afacere, pasiunea sau ceea ce vroiai tu să faci. Și mă gândesc că poate modelele astea ar putea fi importate la acest bine capitol înțeles. de ușurință, de comunicare și de. Bă... Bineînțeles, bineînțeles, putem să importăm, putem să vedem cum au făcut alții și să facem și noi aici. Însă, eu spun -o un lucru întotdeauna. Nu putem compara un copil de 4 ani cu unul de 10 ani. Anglia este la un alt nivel față de România la acest moment și trebuie să acceptăm, și dar să ne dorim să fim și să creștem. Să creștem și exact. noi. Exact, dar. Ideea de a vreau și eu ca acolo, înseamnă ca și noi aici să începem să ne purtăm, să facem lucrurile, să avem cadrul legislativ și oameni uh, care să facă lucrurile să funcționeze ca acolo. Și eu, poate că o să ajungem și noi să avem 10 ani, da? Da, da era doar un exemplu, <laughs> da? Normal, glumeam. Da. Uh, Oana, îți aduci aminte. Care au fost lucrurile mai interesante care ți-au reținut atenția din aceste demonstrații practice de ieri, de la standuri? În primul rând mi-a plăcut foarte mult interacțiunea între oamenii de la standuri. Aceasta a fost și ideea pe care domnul ministru Sebastian Burduja a cerut-o și a vrut-o să unim firmele private cu incd și mediul universitar. Și atunci a rămas surprinsă, când, plăcut surprinsă, când oamenii de la Diferite startup-uri mergeau la INCD-uri și întrebau și luau, schimbau cărți de vizită, impresii, ce ar putea să facă. De asemenea, de la universități vorbeau cu startup-urile. Mulți dintre ei fost studenți la anumite universități. Au fost foarte mulți străini în startup-urile acestea despre care vă povestesc. A fost chestia ce networking mi s-a părut foarte important și, de asemenea, prezența întregului panel am avut două, panelul 1 și panelul 2. În primul panel a fost mediul guvernamental, domnul prim-ministru, cât și diferiți miniștri și Banca Mondială și Comisia Europeană și ADR Nord-Est. Și al doilea panel a fost reprezentat de cercetători și oameni din sectorul public. A fost ceva foarte interactiv din punctul meu de vedere și schimbul acesta de informație, de idee și networking-ul cred că ne ajută foarte mult. Cum, cum au privit studenții Bănesc că au fost studenți? Au fost, n-au fost într-un număr atât de mare, uh -huh. întrucât încă nu au început universitățile, dar au fost interesați, dornici cu idei, cu întrebări. Bun, bun. Da. Adică a fost, în fond, mă gândeam care a fost atmosfera generală a acestui eveniment. Eu aș spune că a fost o atmosferă minunată, dar aș putea fi subiect, subiectivă și atunci, dar impresiile, în general, le-am văzut uh, pozitive. S-a făcut tot ce se putea face din partea noastră, poate chiar și mai bine se poate face, dar pentru a-i aduce împreună și la aceeași masă, așa cum v-am spus, și pentru a. De asemenea, a fost ieri, scuzați-mă, și uh, am lansat platforma România viitorului.ro, unde INCD-urile pot urca proiectele lor și pot descrie și mediul privat poate intra și poate uh, alege să participe la proiectul respectiv. Și atunci schimbul lor de informație va fi facilitat mult mai ușor și de ambele părți vor primi uh, ceea ce aveau nevoie, informație și finanțare. Deci, ieri a fost un prim pas, și, de fapt, lucrurile continuă pe această platformă da. România viitorului. Acest schimb de, de informație și de acțiune între, între cercetare și companiile. Exact. Așa? Da. Da, va continua să, să, să continuă comunicarea lor, uhum. și acesta este abia începutul, unde fiecare institut va avea contul lor creat, de asemenea și firmele private vor putea în viitor să-și creeze conturi, și la acest moment este o secțiune pe, pe platformă site proiecte unde institutele pot urca uh, proiectele lor și firmele private pot scrie mesaj direct către INCD-uri sau către noi, cei care vom gestiona această platformă. Deci bănuiesc că asta este o noutate. Da, că este o noutate. Toți da. cei care au o idee, un proiect, un lucru, o Idee de proiect pe care să-l dezvolte, așa pot să-și pună, să pună proiectul pe această platformă și să aibă surpriza să fie contactați de oameni care vor să investească și să ducă la bun sfârșit proiectul exact, respectiv. Exact, bineînțeles. Și pot fi din România sau din străinătate, sau inclusiv din mediul acesta guvernamental, de a-și oferi ajutor. Pur și simplu am creat un loc în care este încă la început, este o este în fază incipientă, este terminată, dar se va îmbunătăți cu, pe parcursul timpului, vom adăuga lucruri, vom scoate, vom primi feedback pozitiv, negativ. Însă am început prin această platformă în România, viitorului .ro, pentru a da un punct de pornire, nu doar să facem un eveniment în care să vorbim, să povestim, știm ce avem nevoie, și să găsim și soluții, că asta e ideea, să găsim soluții și să le punem în practică. Dacă evenimentul la început s-a terminat, chiar dacă a fost foarte frumos, exact. chiar dacă a avut ecouri foarte bune, la finalul manifestării l-am închis și gata. Da. Ori această platformă asigură continuitatea acestui schimb de idei. Exact, și va rămâne acolo. Funcțiile sunt trecătoare, atât eu cât toată lumea putem fi acolo o săptămână, o lună, un an sau un anumit timp. Însă trebuie să rămână ceva în urmă și să rămână ceva util. Și cred că această platformă pe care a cerut-o domnul uh, ministru și uh, am ajutat să o facem, va rămâne acolo și va putea fi folosită și va aduce un plus valoare atât incd cât și economiei românești. Că dacă INCD-urile și institutele și cercetarea primește ceea ce are nevoie, totul reflectă în economia românească. Exact, asta este cea realitatea pe care vrem să o vedem și să nu vorbim de SF-uri, ce spuneam eu la da. început. Și nu povești, știm cu toții ce ne dorim și uh, când lucrurile merg greu, uh, atunci auzi de obicei scuze și explicații, nu, să auzi că merge bine și funcționează, exact. că roata se învârte. Exact. Și da. că, în sfârșit, cercetarea poate o să iasă din rolul acesta de atât amar de vreme al cenușăresei. Să-și găsească condurul potrivit și... da lucrurile nu se vor întâmpla peste noapte. Nu cred că ne putem aștepta. Dar la asta, da. atâta timp cât facem pași mici spre o destinație fericită, asta e tot ceea ce contează. Ideea e să faci ceva, nu să stai și să nu faci nimic. Și să bombăni. Da. Destinația fericită fiind România viitorului. Exact. Aceea pe care noi o imaginăm uh, cu toții. Uh, înțeleg că a fost un eveniment de mare anvergură. Spuneai uh, puțin mai devreme de 600 de oameni care au da. participat. Cum e să să organizezi ceva de asemenea amploare? Uh, a fost... <laughs> a oftat. Uh, da. Nu, a fost destul de... Nu greu. A fost o muncă... Uh... Mi-a făcut mare plăcere și am apreciat foarte mult încrederea domnului ministru pentru a-mi oferi posibilitatea de a organiza acest eveniment. Cel mai important a fost că oamenii au venit, au participat, institutele, firmele private, în primul rând pe domnul prim-ministru și cu domnul ministru Burduja și ceilalți ministri, Banca Mondială, Comisia Europeană și. ADR Nord-Est. Nu este ușor să așez la masă. Și chiar aveam o discuție cu o doamnă de la Banca Mondială și îmi spunea. Nu s-a întâmplat niciodată ca panelul propus să fie și panelul final și să fie cu toate, cu toate confirmările. Zic, e bine că se întâmplă aici și că începem de undeva și a fost minunat. Au fost foarte mulți, țin să mulțumesc foarte mulți colegi care m-au ajutat, atât din cabinetul domnului ministru, cât și din funcționarii publici, cărora le mulțumesc pentru tot suportul și pentru ajutorul. Uh... E minunat să lucrezi împreună și încet, încet să formezi o echipă. că Nu e ușor să formezi o echipă, nu, nu te cunoști, suntem, sunt de puțin timp relativ acolo uh, în minister. Dar am întâlnit câțiva oameni minunați care chiar m-au ajutat și le mulțumesc din suflet. Oana, pare să se conjuge cu verbul uh, se poate. Hai să demonstrăm da. că se poate. Asta este senzația pe care mi-o transmiți mie. Da, chiar așa este, să știți că foarte puține lucruri... Nu, știu, nu nu am reușit să le duc la bun sfârșit cea, din ceea ce mi-am propus într-un mod uh, rezonabil, rezonabil bineînțeles. Dar dacă atâta timp cât pleci cu ideea că se poate și prin perseverență și muncă, nu ai cum să nu reușești. Nu ai cum. Reușești pe bucățică mai mică, nu la nivel mare. Dar nu ai cum dacă dimineața pleci în fiecare dimineață și îți spui, astăzi voi face asta, asta și faci. Sau nu le terminezi, le termin mâine, dar continui să faci lucrurile și să-ți să dorești și să te implici, este imposibil să nu reușești. Așa că perseverență și continuitate? Da. Sunt două dintre cuvintele mele uh, preferate. Ia și seriozitate este al treilea. Categoric, da, na, nu trebuie să ne, da. ne uit, să uităm asta când ne apucăm de ceva, atunci chiar să facem așa cum trebuie exact. și ceea ce trebuie. Da, și să fim serioși, să respectăm, să livrăm ceea ce am propus, să fim sinceri unii cu alții. Uneori spun în unele întâlniri pe care le am dacă plecăm cu, cu ideea de la început de a spune fiecare ce știe și ce poate să fac, salvăm 70% din timp. Eu știu asta, eu pot asta. Eu asta nu știu, eu asta nu pot. Și atunci găsim soluții mult mai ușor. Și oameni știu. care știu sau exact, pot. Exact, exact. Asta. -i. Am înțeles. Oana te a schimbat uh, mult experiența aceasta internațională? Nu știu dacă m-a schimbat, poate doar am încercat să iau ce este mai bun de acolo am cunoscut foarte mulți oameni din diferite culturi. Am locuit și în China patru luni de zile. Am făcut un internship în, în timpul facultății. Mi-am dorit tot timpul să învăț, să învăț, să cunosc, să am o deschidere. De a... Mă plictisesc dacă nu e ceva nou pentru a oferi informație creierului și a... Cred că am devenit puțin mai calmă de-al prin experiența aceasta în străinătate, și copiii m-au mai calmat. Vreau doar să facem și noi ce fac și ei, pentru că putem și avem cu ce. Uite, cetățeanul universal care vrea să vină acasă și să se întâmple și aici ceea ce a văzut întâmplându-se în lume. Mi se pare varianta ideală. Da, eu deja am venit, m-am mutat. <laughs> adică sunt Ce aici. hotărât să rămâi? Da, voi rămâne aici. Indiferent de piedici, indiferent de obstacole, indiferent de cât de greu este, voi rămâne aici și voi încerca să aduc aportul meu pentru România viitorului și pentru țara aceasta, din care eu îmi doresc ca copiii mei să rămână aici, să nu mai plece. Îmi doresc să rămână, să studieze, să facă business-uri aici, să reușească, că nu va fi ușor nici în Anglia, să știți că nu este ușor. Prima firmă pe care am deschis-o, m-am chinuit că nu vreau să-mi închirieze un spațiu, un spațiu, comercial pentru că era, acum am și cetățenie britanică, atunci nu aveam. Dar -am aveam 20, nu mai, 22 de ani să încep la 22, toată lumea se uita la mine și zicea, ce vrea. Nu încredere, exact. probabil. Uh, și doresc să înceapă lucrurile de aici, că vor să călătorească, să cunoască foarte bine, dar să aducă aport acestei țări. Mi se pare un motiv foarte bine fundamentat și corect în același timp să-ți dorești ca ai tăi copii să crească, să învețe și să muncească în țara asta și să trăiască bine, să nu își dorească să plece în altă parte. Exact. Și rădăcinile lor sunt aici, eu tot timpul am spus. Rădăcinile românilor sunt în România, cum în Anglia simțeam că nu sunt rădăcinile mele sau în Spania sau în Elveția. În ceva ne trage în țara aceasta, nu știu. Suntem, avem sângele românesc, indiferent unde se află românii în acest moment pe, pe, pe această planetă, avem același sânge și împreună toți suntem români și putem să, să facem un întreg și suntem un întreg, de fapt, pentru viitorul acestei țări. Deci, România viitorului poate să arate cu adevărat bine, dincolo de toți și toate scepticismele și îndoielile. Și uh, lucrurile rele și neplăcute care se mai întâmplă în jur. Da, eu așa cred și vor mai fi, e firesc, nu e nimic perfect, și sunt oameni care își pun întrebări, sunt îndoelnici, nu există perfecțiune. Și... Dar eu sunt sigură că România viitorului poate, poate fi o, o, nu o schimbare, poate avea o altă lumină și o altă uh, un alt vibe. Această sintagmă România viitorului dincolo de forumul de ieri și de platforma care va continua să funcționeze. Va mai îngloba și alte activități, alte evenimente în viitor, bineînțeles. Bineînțeles, suntem Deja discutăm despre un alt eveniment în luna ianuarie. Vă voi oferi informații când voi avea când ne mai, mai multe, da. Și domnul ministru și întregul cabinet și întregul minister, lucrează zi de zi la această idee a României Viitorului, cu pași mărunți, cum v-am spus. Unii dintre ei se văd, alții nu se văd, dar sunt făcuți. Și încercăm cu tot ceea ce ne stă nouă în putință. Una din ideile pe care Oana l-a repetat în discuția noastră este aceea că nu tot ceea ce se face se vede în momentul în care se face. Nu toți oamenii care se implică și participă efectiv la schimbare sunt cunoscuți sau sunt văzuți, dar ei există, să avem încredere că există și că lucrurile se mișcă, că într-adevăr, România viitorului este o realitate, o certitudine. Da. Așa este. Sunt foarte mulți oameni care muncesc, ca și la evenimentul de ieri. Au muncit foarte mulți oameni, care nu s-au văzut sau poate nu li se cunoaște numele, dar au muncit și au fost acolo și uh, s-au zbătut. Și sunt mulți oameni care muncesc pentru minister, în primul rând pentru această țară și pentru viitorul copiilor noștri. O infuzie de optimism. Astăzi da. aici, în comunitatea la București Fem, a fost Oana Babagianu, consilier al Ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării. Oana, îți mulțumesc că ai fost alături de noi. Și eu mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mulțumesc că ne-ai povestit despre forumul care a avut loc ieri aici la București, la Universitatea Politehnică România Viitorului, pentru tot ceea ce ne-ai povestit și pentru faptul că, uite, a venit o veste fundamentată din surse oficiale, că Că cercetarea nu mai este cenușărea cu care ne-am obișnuit. Cred că nici nu pot să spun în ultimii 30 de ani, în ultimii mult mai mulți decât atâta. Trecem într-o nouă etapă, să dea Dumnezeu exact așa să se întâmple și să vedem rezultatele în viața noastră cea de fiecare zi. Da. Vă mulțumesc foarte mult. Ioana Brușten sunt eu, mulțumesc dacă ați rămas alături de noi până la final. Ne întâlnim aici în comunitate și mâine după ora 14. Acum la fix vor veni știrile București Fem și apoi rămâneți pe sens unic cu Eugen Vrabie. Până mâine să aveți parte numai de bine!